toate că este vacanță, în vacanță ne aflăm la Casa Culorilor, unde vedem că și de această dată aveți foarte mulți copii. Da, așa este. În fiecare luni și miercuri și pe perioada vacanței vom face cursuri de pictură cu copii începând de la vârsta de 5 ani. Se pictează în ulei, pe pânză și lucrările pot să le ducă acasă. Temele le aleg ei în funcție de preferințe sau ce vor să facă în ziua respectivă. Au fost anunțați și părinții și copii aveți destui de mulți. Da, aceștia sunt copii care vin și în timpul școlii, dar am văzut că vin foarte mulți copii la bunici și cred că pe timpul vacanței vom face cunoștințe cu oameni noi. În cadrul acestor două zile, ce program aveți de pictură? Deci, luni de la ora 4 și miercuri tot de la ora 4. Dacă sunt cereri, putem să modificăm și de dimineață, dar am observat că părinții preferă să iasă de la serviciu și să aducă personal copiii. Ședința costă în 2 ore cu o pauză de 10 minute. Fiecare face teme diferite, așa cum observați. Unii pictează cățeluși, cai, vază cu flori sau, știu eu, bufnițe. Fiecare ce vrea. Nu se impune nimic, tema e la alegerea copilului. Și este un mod mult mai plăcut și mai benefic de a-și ocupa fiecare timpul liber. Da, deci așteaptă cu nerăbdare activitatea și sunt care vin de 2 ori pe săptămână sau o dată sau când consideră că e de mers la bunici, facem o pauză și revenim. Copiii, eu zic că sunt nerăbdători și vin cu mare drag aici. Nu simt că sunt cursuri. E recreere. Ședințele sunt contra cost. Materialele sunt oferite de noi în prețul biletului de 30 de lei ședința. Eu zic că este un preț foarte mic, dat fiindcă le oferim pensule, culori, pânza pe care o duc acasă. Și din câte am observat, foarte mulți copii se bucură mult de că au realizat ceva frumos cu mânuțele lor și își aleg chiar și dimensiunea, deci se poate lucra începând de la 30 pe 40 sau dimensiune mai mare, așa cum facem mai aici, în funcție de tema pe care și-o aleg. În cazul în care preferă altă dimensiune, se plătește o diferență. Cum ați descoperit talentele acestor copii? Ei au venit pentru că le place să picteze. Majoritatea se bucură când lucrează cu pensula sau cu creionul. Au venit la cursul și au tot rămas, cum e Denisa, de 2 ani de zile, tot cu noi, aici de față, o fetiță foarte talentată și deși se descurcă foarte bine și singură, îi place foarte mult cu noi și continuă să vină o dată pe săptămână. Pentru că ideea e să învățăm să folosească materialele și pe urmă să poată să lucreze singur, individual, acasă. Unii dintre ei chiar reușesc să facă asta și se descurcă foarte bine singuri, iar alții preferă compania noastră și vin măcar o dată pe săptămână. Pe lângă pictură, ce mai oferă Casa Culorilor copiilor în vacanța de vară? Deci, lunea este pictură, marțea este un curs de stimulare a creativității, hobby art, și miercurea din nou pictură, joia este un curs de pian, iar marțea, de la 6 la, de la 18 la 20, avem un atelier de pictură în ulei pentru adulți, lângă o sticlă de vin. Dacă tot părinții se uită, îi invităm să pictăm împreună. Așadar, toată săptămâna este plină la Casa Culorilor. Copiii pot să vină liniștiți, părinții se mai recrează și ei după muncă. Da, este cred că binevenită după ce te întorci la servici, 2 ore pauză, ieși într-o plimbare și copilul se simte foarte bine și tu la fel, pe terasă sau știu eu, poate în vecin la coafor. Mă numesc Mihuț Maia și vin aproape de un an la pictură. Cum ți-ai descoperit tu talentul?
Eu mi-am descoperit talentul făcând această plăcere de pictură. La școală? Și la școală și aici. Și cum ai fost ajutat aici? Că văd că profesezi, ai o planșă mare în fața ta. Păi mai întâi am început cu un câmp cu maci și după aceea am început să pictez și ce am vrut și, și ce e pentru mine. Și ce o să iasă la final? Aici o să iasă o planșă unde se pună prețuri de cabinete medicale și pentru altceva. De câte ori vii la Casa Culorilor, la pictură? De două ori pe săptămână. Și îți place? Da. O să vii toată vacanța? Da, foarte mult îmi place aici. Cum te numești și de când vii tu la Casa Culorilor? Mă numesc Lemin Mara Ruxandra și vin de, și eu de aproape un an. Cum ți-ai descoperit acest talent? Odată m-am gândit să încerc și eu și mi-am descoperit aici talentul. Și ce tablou vei avea tu când va fi finalizat? Un tablou cu niște flori într-o vază bec pentru bunica mea. Îl vei lua acasă și îl vei da bunicii tale? Da, după ce se va usca. Cum te numești și câți ani ai? Eu mă numesc Raz Denisa și am 12 ani. De când frecventezi tu cursurile de pictură la Casa Culorilor? 2 ani. Pictezi foarte bine. Mulțumesc. Și vii săptămânal? Da, în fiecare săptămână, odată. Cum ți-ai descoperit acest talent? La școală. Am început cu portrete. Și acum ai ajuns și la animale, parcă este un tablou 3D. Mulțumesc. Ce reprezintă tabloul tău? Tabloul meu reprezintă 3 cai. Îți urăm succes și să faci cât mai multe tablouri frumoase. Mulțumesc! Eu mă numesc Ilie Sofia și am 6 ani. Și de când vii tu la Casa Culorilor la pictură? De un an? Nu. Ești, cu toate că ești micuță, te descurci foarte bine. Mulțumesc! Unde ți-ai descoperit tu talentul? Acasă. Și vii toată vacanța? Nu chiar, pentru că din 7 iulie o să mă duc în Spania. Și când te întorci și vei începe școala, o să continui cursurile de pictură? Cred că da. Cum te numești și câți ani ai? Mă numesc Gârdan Gabriela și am 11 ani. De când frecventezi cercul de pictură? De aproape un an și îmi place foarte mult. Și vii săptămânal? Vei veni pe toată perioada vacanței? Aproape. Pe câteva săptămâni mai vin. Am văzut că este un tablou care abia l-a început. Ce va reprezenta? Va reprezenta turnul Eiffel și abia aștept să-l termin. Și ce vei face cu lucrarea când va fi finalizată? O voi duce acasă și o voi da cadou mamei mele. Cum te numești și câți anișori ai? Mă numesc Teodora Gârtean Georgiana și am 8 ani. Voi două sunteți surori? Da. Și de când vii la pictura, la Casa Culorilor? Vin de aproape de un an și îmi place foarte mult să pictez. Te-a convins sora ta sau ți-ai descoperit și tu pe parcurs talentul? M-a convins sora mea. Și văd că ai și talent. Da, îmi place să mai desenez pe acasă. Ce reprezintă tabloul tău? Tabloul meu reprezintă un cățeluș care vrea să iasă afară. Și tu ce vei face cu tabloul tău? Veți face întrecere tu și sora ta, care îl va termina și îl va da mai repede mamei voastre? Nu, îl voi pune la mine în cameră. Mă numesc Sava Sara și am 8 ani. Și de când vii tu la Casa Culorilor la pictură? De aproape un an. Și cum ți-ai descoperit talentul? Mi l-am descoperit la școală. Și la Casa Culorilor doar pictură faci? Doar pictură, da. Și vei veni pe toată perioada vacanței? Doar câteva săptămâni. Crezi că este un alt mod mult mai eficient de a vă petrece timpul liber? Da, aș putea ieși afară cu
prietenele, să ies afară, să mă dau cu bicicleta. Dar pe lângă pictură să ai timp și de aceste plăceri în timpul verii. Și ce va reprezenta tabloul tău? Un flamingo. Și când crezi că îl vei termina? Astăzi. Și ce vei face cu el? O să-l dau cadou mamei mele. Vă mulțumim, vă urăm succes și la câți mai mulți copii la Casa Culorilor. Ne mulțumim și vă așteptăm la Casa Culorilor la cursurile de pictură, hobby art și pian.